Primul lot de tablete electronice pentru elevi a sosit astăzi în Mehedinți, iar distribuirea device-urilor către unitățile de învățământ a început deja. În curând vor ajunge și următoarele loturi de tablete, iar elevii din județul Mehedinți se vor putea bucura de ele. Tabletele vor fi inventariate și verificate, astfel încât copiii să primească dispozitive fără probleme. Când a sosit un prim lot, astăzi așteptăm și alte loturi, pentru că, sigur, de ce vorbim de loturi? Vorbim de capacitatea de a transporta aceste tablete, acești paleți cu tablete, firmele de curierat care sunt implicate pe lângă această activitate cu siguranță și în alte activități de transport. Și atunci, astăzi, mâine așteptăm pe loturi tabletele, o să lucrăm și astăzi, să lucrăm și mâine, cum ne vin, le inventariem, le verificăm, pentru că suntem obligați prin contract să verificăm aceste tablete, funcționalitatea lor și seriile, pentru că lucrurile se vor trece în procesul verbal și atunci vom distribui unităților de învățământ. Între unitățile de învățământ și părinții elevilor se va face un contract la primirea device-urilor. Tableta care este oferită de către Ministerul Educației Naționale are statutul, ca să fie mai pe înțeles, al unui manual școlar. Practic, tableta este în proprietatea unității de învățământ, cum de altfel manualul școlar este în proprietatea unității de învățământ, iar la începutul anului școlar sau atunci când este nevoie, aceste mijloace de învățare, că vorbim de niște mijloace didactice, sunt date în custodie, da, elevilor. Tabletele au toate accesoriile necesare și au instalate aplicațiile de care elevii au nevoie. Am pornit fără probleme. Acum va căuta dacă are nevoie de actualizări. Dacă nu are nevoie de actualizări, este interfața pe care elevul o folosește. Este tot în limba română, are aplicațiile necesare pentru Classroom, pentru platformele de învățare. Da, platformele de învățare, Teams-ul, pachetul Microsoft Office. Copiii alături de părinți vor fi chemați la unitățile de învățământ în cel mai scurt timp pentru a intra în posesia tabletelor. Prioritari sunt copiii nevoiași. Copiii o să fie foarte fericiți, chiar mai au nevoie. Eu sunt la o școală din mediul rural și acolo necesitățile copiilor sunt prioritare pentru noi. Așteptăm să vedem, să le folosească cât mai des și cât mai bine până o să treacă perioada aceasta a pandemiei. Criza generală cauzată de pandemia de coronavirus a fost cauza principală pentru care distribuirea tabletelor a întârziat.